Domnule Mircea Feche, ce le spuneți primarilor din județ care așteaptă banii promiși de la guvern din moment ce acesta a căzut? Guvernul interimar poate să dea în continuare hotărâri de guvern. L-ați girat pe premierul demis Câțu. Vă asumați parte din criza pe care ați provocat-o? Nu. Sunteți dispus să mergeți la alegeri anticipate? Dacă acolo se ajunge, bineînțeles că suntem dispuși. Ați aflat că nu mai sunt locuri la ATI? Ce măsuri vor lua liberalii? Știu că nu mai sunt locuri la ATI și sunt convins că guvernul interimar va lua cele mai bune măsuri. Rămâneți în partid? Întotdeauna. Ca liberal, v-ați mai informat ce înseamnă coaliția de la Mazar, așa? Dacă aveți întrebări serioase, vă stau la dispoziție. Dacă nu, vreau să pierdem timp.